Bună seara tuturor, eu sunt Snick și fraților, astăzi am de făcut un anunț foarte special. Fraților, e mai mult decât un anunț, e ceva super, sunt uimit, deci nu prea găsesc cuvintele. Oameni buni, sunt eu pe MCSG, eu cu skin-ul meu, cu capa care tot am primit-o și zbor pe MCSG. Dacă apăs T și scriu bună, îmi poate scrie aici bună. Fraților, dacă vedeți culoarea mea e cu albastru și albastru ăsta provine de undeva. E Donor Diamond sau Donor Quantum, nici nu știu cum se mai spune, nici nu mai găsesc cuvintele. Îndată ce am ajuns astăzi acasă de la liceu, am zis să deschid Skype-ul să văd ce au mai zis abonații, ce s-a mai întâmplat pe Skype. Și văd că un om oarecare, Mimic111, mi-a scris pe Skype, bă, vezi, intră pe MCG, că să vezi ce se întâmplă, că e un bug. Bă, și dau acolo să intru pe MCG și s-a întâmplat să fie acolo, într-o arenă, un abonat. Am zis salut și am zis eu și eu salut. Și am văzut că am... De ce îmi scrie numele cu albastru? De așa, am văzut, dar și tipul ăla am zis să-mi dau fly și mi-am dat fly. Și a mers. Și eram, what the fuck? Frate, nu cred, deci nu cred. E imposibil, deci nu cred. Și fraților, nici nu știu cum să mă exprim. Tipul mi-a cumpărat efectiv Donor Diamond pe MCSG. Deci tipul mi-a cumpărat Donor Diamond pe MCSG. Nu știu cât costă, dar presupun că costă destul de mult, ținând cont, cred că e mai mult, e 100 de euro, ceva în genul, 80 de euro, cred că e mai mult sau mai puțin, nu știu, în fine, nu contează. Bine, putea să coste și un euro, dar de fapt contează gestul. Gestul contează și ce m-a uimit cel mai mult pe mine, mă și încurc, e vorba că încă mai sunt oameni. Mai sunt oameni în care să speri. Adică eu nu zic neapărat că mi-a dat mie și că n-am ales eu cu asta. Eu zic de gestul și de asta pe care l-a făcut, pentru că mi-a zis Că să-ți fie mai ușor, ca să-ți fie așa. Și eu eram ceva gen, frate, dar nu știu cum să-ți mulțumesc. Deci chiar nu știu cum să o fac. Și chestia asta chiar m-a uimit. Deci am rămas un pic mut și sunt mut de vreo 20 de minute, cam așa. Și da, nu-mi vine să cred că totuși am Donor Diamond pe MCG. E sau Donor Quantum, nici nu știu cum se spune. Și dar nici nu știu cum să game menu. Și dau pur și simplu așa. Și opa, stai să pun asta aici. Și dacă aici merge fly-ul sau nu merge? Da. Merge fly-ul și salut. Chestia, fraților, adică nu e ușor să cumperi asta. Nu e ușor să cumperi un cont de ăsta. Și chiar de asta sunt foarte uimit că tipul totuși mi-a cumpărat mie. Putea să facă orice cu banii ăștia. Putea să facă multe cu banii ăștia sau putea să cumpere alt YouTuber care are 100.000 de subscriber și ăla probabil chiar merită. Și mi-a dat de înțeles că bă, nu contează neapărat suma de abonat. Adică când ești tu, na, contează și caracterul omului. Asta m-a uimit cel mai mult. I-am mulțumit și nici nu știu cum să-i mulțumesc mai mult. Nu prea știu ce să mai spun. Eu un pic sunt... încă sunt în starea asta de șoc. Da. Există și oameni buni pe lumea asta. V-am zis nu neapărat de gestul ăsta, încă sunt oameni buni, oameni care fac bine și care așteaptă bine. Atunci când faci bine, o să... Bine faci, bine găsești. Vorba asta e o vorbă foarte înțeleaptă, care ăla care zis-o... Nu a gândit-o degeaba. Și capa și contul ăsta, fraților, nu știu cum să spun, dar mulțumesc, eu urez sănătate și pace în continuare. Să fiți bun, bă. Să fiți bun, că dacă sunteți bun, credeți-mă pe mine că aveți de câștigat. Vă urez multă pace în continuare, o seară faină și îți mulțumesc încă o dată, Mimic. Nu știu cum să-ți mulțumesc mai bine de atât,
nu pot, nici nu știu dacă, dacă vrei ceva, dar spunem. Și da, frate. O seară faină în continuare. Eu încă mă duc să mă mai gândesc un pic. La revedere.